Prima atestare documentară a Bucureștiului datează din 20 septembrie 1459, printr-un Hrisov emis de Vlad Țepeș, voievod al țării românești la acea dată. Cu toate acestea, observăm că în afară de curtea domnească sau de o serie de biserici, cele mai multe dintre construcțiile existente încă au fost ridicate după anul 1800. Explicațiile sunt multiple. De-a lungul timpului, capitala a trecut prin numeroase asedii, războaie, demolări, dar și cataclisme naturale, precum cutremure, inundații sau incendii. O mare excepție de la regulă este Casa Melic, ridicată în anul 1760, în stilul conacilor boierești ale acelor vremuri. Această construcție extraordinară a rezistat ca prin minune tuturor vitregiilor vremii. Ca punct de reper, aceasta se regăsește pe strada Spătarului numărul 22 din cartierul Armenesc, nu foarte departe de Calea Moșilor. La intrare ne întâmpină o mică grădină luxuriantă, aceasta fiind doar un rest al curții care străjuia altădată conacul boieresc. Detaliile arhitecturale ale casei, dar și dimensiunea relativ modestă, nu pare să semene deloc cu palatele de inspirație occidentală pe care le vedem în toată zona centrală a capitalei. De fapt, acest lucru ar fi fost imposibil. Casa Melic a fost ridicată în plină epocă fanariotă de către un boier român de la curtea domnească. La vremea aceea, modelul cultural era oriental, în special otoman. De aceea vedem acel cerdac generos de la etaj sau acoperișul cu strașină lată, extrem de comun în epocă. Demisolul era destinat locuirii de către servitori, dar și a depozitării grânelor, în timp ce la nivelurile superioare stăteau boierii care, în bine cunoscutul stil oriental, trândăveau și fumau narghilele. Casa a fost achiziționată de către un negustor armean, Chervok Nazare Toglu, iar printr-o serie de moșteniri ajunge în administrarea soților Ana și Iacob Melic. Acesta, din urmă, arhitect armean școlit în Franța, ar fi ascuns în casă la 1848 pe trei dintre revoluționarii pașoptiști, Brătianu, Rosetti, respectiv Helia de Rădulescu, chiar în zilele înăbușirii Revoluției. În anii 60 ai secolului trecut, povestea casei Melic se va intersecta cu opera marelui pictor român Teodor Palladi. Se pare că după moartea artistului, un bancher român, Gheorghe Răut, prieten și admirator al lui Palladi, se hotărăște să doneze statului român o colecție impresionantă de opere de artă, cu condiția să fie expusă la Casa Melic. Așa se naște Muzeul Teodor Palladi, care cuprinde peste 800 de desene, schițe reprezentând peisaje, nuduri, portrete, însoțite de obiecte diverse pe care Gheorghe Răud le-a colecționat de-a lungul timpului. Intrarea la muzeu este doar 12 lei per adult, o sumă absolut minusculă, având în vedere vechimea și istoria edificiului, dublată și de importanța operelor de artă prezentate. Cu toate acestea, la finalul zilei rămânem cu impresia de muzeu local, prăfuit și lipsit de personalitate. De asemenea, lipsesc cu desăvârșire informațiile despre casă, iar din cauza spațiului mic și a exponatelor puține, un tur al muzeului nu poate dura mai mult de 15-20 de minute.